Bună ziua tuturor! Despre stropirile de toamnă. Vreau ca să dau câteva direcții în acest domeniu. Stropirile de toamnă se pot începe când deja încep să cadă frunzele, când deja o parte din frunze vedem că au început să cadă în luna octombrie, deja noi putem să facem stropirile de toamnă. În ce constă stropirile de toamnă? Stropirile de toamnă cele mai reușite sunt acelea în care folosim substanțe cuprice. După aceea ar fi bine să folosim un fungicid împotriva făinării, un insecticid și un acaricid. Acestea patru se pot pune împreună dacă le-am făcut testul că nu reacționează unele cu altele. Testul se poate face într-un pahar, se pune substanța cuprică, se amestecă, după care punem fungicidul pentru făinare, puțin amestecăm, dacă nu se face cocoloașă și nu are o culoare așa tulbure, înseamnă că nu reacționează. Putem pune insecticidul la fel, puțin îl amestecăm și vedem cum, dacă rămâne culoarea uniformă și fără cocoloașe, și ultima dată acaricidul. Dacă toate aceste patru, nu, după ce am pus toate aceste patru și le-am amestecat și nu avem cocoloașe și o substanță așa cu diferite culori, ce o să face o culoare uniformă, înseamnă că nu avem reacții chimice. Pentru că unii în comentarii și pe internet, care sunt mai cunoscători în achimiei, cam au pus sub semnul întrebării reacțiile dintre substanțele cuprice și insecticid, eu pot să dau următoarea rețetă. Pentru cei care au îndoieli că puse toate împreună, substanțele cuprice, insecticidul, acaricidul, ar face ceva reacții care nu sunt bune, eu am următoarea variantă. Se poate pune substanța cuprică, cum ar fi CEMP sau altă substanță, împreună cu un fungicid pentru făinare, cum ar fi Cumulus, se pun împreună, pentru că aceste două nu vor, sunt fungicide amândouă și nu vor reacționa negativ 100%. Se poate stropi pomii, arbuștii, trandafirii, după care, dacă îi stropim dimineața cu fungicide, insecticidul și acaricidul putem pune împreună și putem stropi seara. Ca să liniștim pe aceia care se gândesc că se poate să fie reacție chimice între fungicide și insecticide și acaricide. După 10 zile se poate repeta. Pentru cei care au încredere că se pot pune toate patru împreună, am pus și fungicide, insecticide și acaricide împreună și n-am văzut reacții deosebite, dar pentru cei care vor să se păzească, nu cumva să fie reacții rele între cele patru, la fel poate face după 10 zile, între 10 zile și 14 zile, se poate da a doua rundă de stropiri, la fel. Dimineața, substanța cuprică cu fungicidul, după masa, spre seară, insecticidul cu acaricidul. Sau, după masa și de dimineață. Important este ca fungicidul să fie uscat. Fungicidele pe pom când se dă cu insecticid și acaricid. Deci, în toamnă, este bine să dăm două rânduri de stropiri la pom, diferența să fie între 10 și 14 zile și aș mai adăuga încă al treilea rând, care se poate da deja după 2-3 zile după ultima stropire, un insecticid cu un ulei horticol. Noi trebuie să știm că ulei horticol singur nu are mare efect, dar uleiul horticol împreună cu un insecticid va avea un mare efect, pentru că rolul uleiului horticol este ca acel insecticid să stea foarte mult pe pom. Îl ține acolo, pentru că este ca o peliculă care ține insecticidul acolo. E adevărat că uleiul horticol prin sufocare va mai distruge din dăunător, dar nu asta e primul lui lucru, ci este faptul că ține insecticidul mult mai mult timp pe pom. După ce am dat ulei horticol, o lună de zile să nu mai dăm cu nicio substanță chimică, pentru că va proteja pomul și nu va intra substanța pe pom, va aluneca, pentru că este un ulei. Important este să dăm peste 5 grade, să urmărim să avem o zi sau două, 5, peste 5 grade și să nu dăm în plin soare, ci cel mai bine să dăm dimineața și seara.
Dacă observăm că au început să cadă, deja frunzele pe pomii noștri, deja un sfert din frunze au început să cadă, se poate începe stropirile. Eu nu indic în mod special anumite substanțe să fac reclamă, să fie substanță cuprică, fungicid pentru făinare, insecticid și acaricid. Pot să vă dau așa un exemplu. Este un lucru ce am folosit eu mai mult. Am folosit CEMP, aș putea indica Cumulus pentru fungicidul, pentru făinare, aș putea zice și eu, pentru insecticid să puneți un Coragen, pentru acaricid un Vertimec, dar astea nu chiar așa mult contează, substanța de bază să fie în ele. Iar la uleiul horticol, la fel, să pune un insecticid, să poate pune Mospilan și un alt ulei horticol oricare, deci nu este chiar important care din acestea, ci să conțină substanță cuprică, un fungicid pentru făinare, un insecticid și un acaricid care să distrugă acarienii păianjenii din pom. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, Dumnezeu să vă binecuvinteze, pe curând!